Planificarea familială și contracepția nu mai sunt de mult subiecte tabu. Informațiile despre acestea putând fi găsite cu ușurință atât în mediul digital, cât și în cadrul unei vizite la ginecolog. Printre acestea se numără și detaliile despre măsurile de prevenire a unei sarcini nedorite, în cazul în care s-au întreținut relații sexuale neprotejate sau alte metode contraceptive au eșuat. Vorbim despre pastila de a doua zi, o metodă contraceptivă de urgență care, după cum îi spune și numele, trebuie administrată cât mai repede cu putință pentru a avea rezultatul scontat. În țară la noi, pastila contraceptivă de urgență poate fi cumpărată, procurată la farmacie fără prescripție medicală. Ele sunt făcute pentru a preîntâmpina o sarcină și de dedus din asta un singur lucru, de a micșora incidența avortului la dorință. Trebuie să cunoaștem că doza acestor preparate în comparație cu contracepția zilnică este foarte înaltă. De aceea și se recomandă o singură tabletă pe lună. Dozajul este de 10, chiar și 20 de ori mai mare. Dacă am lua pe cântar două situații, complicațiile unui avort și complicațiile sau efecte adverse a unei pastile contraceptive de urgență, evident că se optează pentru contracepție de urgență. Noi recomandăm pastila de urgență în cadrul unui contact sexual neprotejat, în cazul violului sau în cazul în care metoda dumneavoastră de contracepție de lungă durată a eșuat. Nu putem vorbi de stabilirea unei infertilități din cauza administrării acestor pastile, chiar dacă a fost abuzat. Dovezi nu sunt pe un termen lung, în general, ca și studiu. Când se administrează de mai multe ori, 2-3 ori pe lună, iată atunci ne putem îngrijora. Cunoaștem că efectele sau cum acționează acest preparat, el inhibă ovulația și micșorează stratul funcțional al endometriului, ceea ce nu permite apariția unei sarcini. De obicei, efectele adverse sunt minime. Din partea organelor ginecologice avem cel mai frecvent care o întâlnim, dereglarea ciclului menstrual. Când se abuzează, poate fi afectat un sistem, deci un nivel mai înalt, sistemul hipotalamo-hipofizar. Noi toți cunoaștem că anume acolo are loc secreția la hormonii foliculostimulant și luteinizant, care în mod normal ne reglează ciclul menstrual ovarian și în general reglează funcția ovariană. Deci iată, momentul ăsta trebuie să nu fie neglijat. Eu, ca doctor obstetrician ginecolog, o să recomand cât mai rar să apelați la contraceptivul de urgență. Deși reprezintă o alternativă preferabilă avortului și mult mai puțin traumatizantă, contracepția de urgență trebuie să rămână o metodă utilizată ocazional și nu de rutină. Pentru prevenirea sarcinilor nedorite, este recomandată utilizarea unei metode contraceptive pe termen lung. Anume, despre ultimele inovații în materie de metode de contracepție vom și vorbi astăzi cu Mariana Vârlan, oncoginecolog. Doamna doctor, bine ați venit la noi. Bine, doamne, și îmi pare bine că o să revenim la subiectul contracepției. Deci, parcă vorbim foarte multe, informația este parcă peste tot, dar tot ne pomenim cu femei care vin pentru întreruperea sarcinii. Care ar fi ultimele metode de contracepție mai noi, apărute și la noi pe piață, dar poate sunt care la noi lipsesc? Bună seara! Sunt foarte bucuroasă să fiu cu voi și sper să fiu un pic utilă pentru cei care ne ascultă. Bine, ce înseamnă contracepție sigură? Noi avem un indice PEARL, de fapt nu să mai spunem procent cu un procent, 2 sau 3 sau 100, cu toate că toată lumea spune că cea mai bună metodă este abstinența, 100% nu rămâi gravidă. Dacă vorbim despre contracepția la femei, aici avem foarte multe metode, foarte larg multe. Spectru. Da, și eu am venit azi pregătită la voi să informez pacientele noastre și femeile noastre despre aceste metode de contracepție. Clar că să încep cu prezervativul feminin, este o metodă nu foarte populară la noi în țară, pentru că ele sunt mai incomode de utilizat decât prezervativele masculine. La fel am să vorbesc despre cele de bariere, sunt spermicidele locale. Sunt foarte ok, dar iarăși sunt incomode. Noi trebuie să le punem în vagin cu 7 minute înainte de act sexual, așteptăm, după care ne protejează un act sexual. Bine, când vorbim despre cuplurile tinere, unde pe noapte poți fi și 23 acte sexuale,
ne trebuie și o sumă mare de bani, pentru că noi păpăm cutie într-o seară, da? De fapt, care este mecanismul de acțiune? Este o substanță chimică care se află fie în gel, fie în supozitorii, cu scopul de a distruge spermatozoizii. Mai are și un efect benefic pentru că distruge și bacteriile, dar nu toate tipurile de bacterii. Deci are și rol bactericid. Dacă vorbim despre dezavantajul, nu putem administra la cele cupluri care trăiesc foarte des sexual, pentru că de regulă ne poate modifica flora noastră vaginală și atunci apar alte probleme. O altă metodă este mai la noi în țară, este vorba despre, clar că dacă vorbim despre pilula de a doua zi, care dumneavoastră ați menționat, este foarte ok, dar vreau să menționez, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Și încă ceva, nu este o metodă de rutină, este o metodă întâmplătoare, nu spune pastila de urgență. Noi administrăm la maxim 72 de ore după actul sexual neprotejat și cel mai important e că nu putem în fiecare lună. Sau am avut, sau sunt pacienți care administrează 2-3 pastile pe lună. Nu este ok, dragile mele. Deci, noi de urgență, odată în 3 luni, odată în jumătate de an. Și de regulă, dacă ați ajuns la această metodă neapărat, trebuie să vă programați la medicul ginecolog ca să cereți o metodă de contracepție. Dacă vorbim despre metodele moderne care sunt la noi, clar că noi o să ținem cont de pilula contraceptivă. Părerea mea și mai ales în calitate de oncoginecolog, nu doar ca contracepție, dar în mare măsură noi le administrăm și ca profilaxie, și ca tratament, ca profilaxie. Chiar cele mai noi studii sunt relatate profilaxia cancerului ovarian, cancerului endometrial. Noi studii ne raportează profilaxia cancerului de colon și a cancerului renal, pentru că are o mare însemnătate disfuncția hormonală. Din metodele noi, care sunt mai puțin utilizate la noi în țară și chiar mai greu de găsit, sunt inelul intravaginal. O perioadă el era accesibil în farmaciile noastre, la moment el a dispărut. La fel este vorba despre doi tipuri de hormoni care, ca mecanismul de acțiune, este inhibarea ovulației. Este foarte comod pentru că absorpția vaginală a hormonilor este foarte bună. Și a doilea moment, doza de estrogen este minimală, 15 de micrograme, da? Și evită pasajul ficatului. Exact, și evită pasajul și ficatului din cauza că are loc absorpția vaginală. Dacă tot suntem aici, doamna doctor, să vorbim și despre ceea ce foarte multe femei citesc doar pe internet, dar nu este accesibil aici. De exemplu, contraceptivele prin implanturi. Da. Găselnici de astea foarte noi, pe care foarte multe femei le-au citit și le doresc, dar ele nu sunt atât de accesibile. Exact. Dar cum pot fi accesibile și pentru Republica Moldova? Deci, clar că metoda prin implant nu este atât de utilizată în Republica Moldova, dar sunt departamente unde se instalează. Deci, este vorba despre dimensiunea unui hibrid. La fel ca sistemul intrauterin este cu hormoni care se introduce fie în regiunea antebrațului sau a brațului, regiunea medială de regulă, sub anestezie locală, și el are cantitate de hormoni care secretă zilnic. Totul mecanismul de acțiune este inhibarea ovulației. Pot fi careva dezavantaje, pentru că pot fi eliminări intermenstruale. La fel, este foarte o altă metodă care nu este la noi în țară, sunt implasurile hormonale. Este la fel două tipuri de hormoni, exact ceea ce este în contraceptiv, doar că sunt patru implastre care se administrează, se lipesc pe corp, numai nu în regiunea glandei mamare, deci în regiunea antebrațului sau în regiunea coapsei sau în regiunea burții, cel mai comod. Este vorba despre un implastru pe săptămână. El este transparent, culoarea pielii, se lipește, la fel în prima zi de menstruație. Și de regulă ce înseamnă? 3 săptămâni. Noi în fiecare săptămână schimbăm acest implastru, unul, nu facem nimic. Și când nu punem nimic, atunci vine menstruația. Cel mai important că ovulația se restabilește imediat, cum noi nu mai punem implastru. Aș vrea să vorbim puțin despre contracepția chirurgicală. Hai să avem grijă și de femeile care sunt după 40, să zic. Eu de fiecare dată spun că trebuie foarte bine decântărit ca să ajungem la această metodă. În primul rând, dacă vorbim despre ligaturarea trompelor uterine, ea este ok, dar viața este foarte imprevizibilă. Nimeni nu știe cum apare nou partener la vârsta de 45 sau 48 și această pacientă, pentru că de regulă este o metodă irreversibilă. Ca să facem această metodă este nevoie de o intervenție chirurgicală, bine, mini-invazivă, mică, dar fiind ca chirurg, nimeni nu ne dă nicio garanție că de la o intervenție chirurgicală mini-invazivă, noi nu o să avem un proces inflamator,
postoperator, nu o să avem o boală aderențială sau nu o să avem, Doamne ferește, alte complicații, pentru că cel care ne operează nu spune cu sfii tot ok. De regulă trebuie să fie un acord informat în acest aspect și trebuie să informăm neapărat pacientul, pentru că pacienta că este o metodă irreversibilă. Noi nu putem să restabilim integritatea tumorului uterin după legătura. Este o metodă care vine în ajutor femeilor care le se interzice o sarcină, exact, cu patologii, exact, cardiace, cu diabet, formă severă, mai multe sunt. Sau chiar când vorbim despre oncologie sau mai știu eu, atunci când este contraindicație o sarcină. Da? Da, și ne gândim aici și nu doar la femei, dar uităm cum există și pentru bărbați, exact, în afară de prezervativ. La fel este și, numai că bărbații de regulă mai greu să decidă la această metodă, pentru că dacă o femeie poate să conceapă un copil în perioada fertilă, bărbatul poate să conceapă un copil la orice vârstă. De ce e mai greu să se decidă în privința sterilizării? Sau... Să revenim un piculeț la aceste contraceptive care există în afara Republicii Moldova și mai puțin la noi. Și apare întrebarea dacă o femeie călătorind peste hotare poate intra liniștită în farmacie să-și ia aceste implanturi, implant, injecțiile și să le administreze. Pentru că provocarea este foarte mare și mă gândesc aici cât de importantă este legătura cu medicul, chiar cu medicul ginecolog pe care el are în Republica Moldova. Ori poți să riște, nu știu, o dată pe an așa... Spre exemplu, dacă avem o pacientă care administrează implantul hormonal, deci el foarte ușor, în perioada de pauză, poate să recurgă la aceste metode, la această contracepție hormonală. La noi, fobia contraceptivelor este enormă. Dar eu nu zic că din cauza, probabil că din lipsa de informare. Cât e graș, cât te urțești. Cât e graș, dar acum noi avem contraceptivul de nouă generație, care din contra, femeile slăbesc. Pentru că noi avem ca progestin analog spironolactonic, care este un diuretic. De ce? La femeile cu sindrom premenstrual, cu obezitate, noi din contra indicăm contraceptivul ca tratament și ele vin fericite că ele slăbesc după administrare. În al doilea rând, noi le administrăm pentru efectul estetic. Este demonstrat. Noi avem contraceptivul pe piața noastră care întăresc turguri pielii, previn îmbătrânirea, la fel în acnee. Deci este foarte apreciat momentul când pacienta pleacă la medicul cosmetolog și acesta îi recomandă să meargă la medicul ginecolog, pentru că de fapt problema este hormonală, dar nu este dermatologică. A doilea moment, noi prevenim de cancer și asta o spun cu certitudine. Tumorele benigne, a glandei mamare, nu este o indicație de a opri contracepția hormonală. Din contra, noi prevenim tumorele benigne, a glandei mamare, administrăm contraceptiv hormonal. Eu de fiecare dată spun că o femeie care administrează contraceptiv, asta cum ar fi, are o menajeră în casă, care face ordine în fiecare zi, în fiecare lună, de fapt. Eu cred că nimeni n-ar renunța la această menajeră care să ne creeze confortul nostru de a opri menstruația atunci când noi vrem. Sunt pacienți care merg la medicul ginecolog și cer o metodă de contracepție să-i scoată menstruația. Nu este absolut nimic. Noi avem posibilitatea, în cazul dat, să mergem cu contraceptiv fără de această pauză de 7 zile și atunci nu este menstruația. Până la 6 luni noi putem să... Nu în perioada când merge la mare sau când are nuntă sau cu mătrie. De obicei cum se întâmplă? Cu 2-3 zile înainte de a merge la mare? Da, doamna doctor, ce să fac? Ce să fac? Da. Este mai bine să fie mai preventiv. Cert este că nu există o metodă contraceptivă unanim acceptată, care să funcționeze la cote perfecte pentru fiecare individ în parte. Oamenii sunt construiți după același tipar, însă îi diferențiază enorm istoria personală. Noi ne-am făcut datoria de a vă informa, însă pentru a face o alegere în domeniul contracepției, trebuie să apelați la medicul ginecolog care vă curează. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc!